Mulțumesc frumos! Nu m-aș fi gândit niciodată, și cred că nici dumneavoastră, că PSD și cu PNL vor reuși vreodată să guverneze împreună. De fapt, suntem în geometria neuclidiană. Două paralele se întâlnesc la un punct infinit. Este, dacă vă spun și de teorema lui Bezu, v-am băgat în ceață total. Pentru că suntem în geometria hiperbolică, în care literatura lui Kafka poate fi transpusă în planul realității. Domnule general Ciucă, într-o cu totul altă situație sanitară, poate ar fi fost bine un pic de dictatură militară, aici, prin Parlament. Dar în condițiile unei dictaturi sanitare, să avem și dictatură militară, nu mă mai gândesc decât la proiectul domnului Raed Arafat cu armata lui de cei 90.000 de afgani și tot felul de imigranți, care va intra peste noi în case și ne va vaccina obligatoriu. Mai mult decât atât, avem un ministru desemnat pentru justiție pe care ieri l-am întrebat ce știe despre cum va rezolva problema judecătorilor care au contracte cu serviciile secrete, atât interne cât și externe. Și mi-a spus, aveți dovezi în acest sens, pe bune, de 30 de ani, nu știți cum funcționează justiția și cine comandă hotărârile? Aveți cazul roșu, v-am întrebat, cum vor răspunde magistrații pentru cazul roșu și pentru alte cazuri în care s-au denigrat total unii judecători care acum își au pensii de 300-400 de milioane vechi după ce au dat astfel de hotărâri abominabile. Avem un guvern pe care îl propuneți în care există o singură persoană de sex feminin, nu gen. Sex feminin. Nu aveți alte doamne capabile să ocupe funcții în acest guvern? Sau pentru că discutăm despre armată și dictatură militară, sanitaro-militară, aveți doar o singură doamnă în acest guvern? Cu tot respectul pentru doamna Firea. E bine că sunteți la Ministerul Familiei, o să vă fac câteva vizite, doamna Firea, că avem de rezolvat niște treburi. Eu vă spun un singur lucru, domnule general Ciucă. Nu știu cum e armata acolo, că e cu ordin și cu ascultare și cu supunere, dar vă spun în calitate de jurist că există principiul lui Toro, dreptul la nesupunere civică. În momentul în care veți avea pașaportul verde, sau poate instituiți pașaportul cachi, aprobat în Parlament și veți impune vaccinarea obligatorie, vă spun că eu, personal, voi scoate cât de mulți români pot în stradă și cred că și George Simion la fel, și aveți cuvântul meu că veți avea parte de cea mai mare nesupunere civică prin care poporul român își va redobândi libertatea, că tot vine 1 decembrie. Eu zic să vă dea Dumnezeu mintea cea de pe urmă, nu voi putea niciodată să votez un astfel de guvern, deși sunt câteva persoane pentru care am un foarte mare respect acolo, dar în condițiile de dictatură sanitară, numai dictatură militară nu am nevoie și văd că îl tot păstrați pe domnul Raed Arafat acolo cu cei 90.000 de soldați care cumva vor veni cu o plăcere deosebită peste noi în casă. Și vă spun un lucru, există legitima apărare. În condițiile în care veți încerca să ne obligați la vaccinare și veți intra peste noi în casă, atunci să știți că avem dreptul să ne apărăm viața în legitimă apărare. Dumnezeu să vă dea mintea cea de pe urmă. Mulțumesc!